tio Bac, piciorul. Ia mie și piciorul. Nu mai vrea, nu mai vrea, domnișoară? Nu știu ce are și eu nu mă pricep la mașini, nu știu. Lasă că te rezolv eu, dar cu mașina ce facem? Poftim? Nu contează. Și zici că s-a oprit? Da, dintr-o dată așa. Păi dacă nu știi să o conduci, că ești femeie, de asta s-a oprit. Ai încercat să bagi cheia, să o întorci, să o învârți acolo? Nu, domne, în ultimii 5 ani am pornit tot telepatic. Normal că am răsucit cheia în contact. Ce mașină e asta? E Skoda, nu? Nu Skoda, Volkswagen. Așa, Volkswagen Octavia. Nu înțeleg, cum adică Octavia? Păi e simplu, denumirea mașinii îi da de sexul proprietarului. Dacă ești femeie, e Octavia, dacă ești băiat, e Octav. Sau pentru pretențioși, Octavian. Și dacă e mașină scurtă în două locuri, e Volkswagen Tavi. Prescurtat. Da, nu știu. Hai să ne mergem la motor să vedem ce are. Da. Ia să vedem motorul. Ce faci, domnule, stai pe bagajul? Păi zi așa, mă, eu sunt obișnuit, eu repar numai Ferrari-ul și de-astea Lamborghini și asta e cu motorul pe spate. Chiar mă gândeam în mintea mea acum, ce dracu de sărăcii au inventat așa de la Ferrari, de-au motor pe față? Cum, domnule, să nu știi că ăsta nu-i motorul? Dar nici nu trebuie să știu, fii atentă că deja știu ce problemă are mașina. Ce problemă? Motorul mașinii s-a oprit de la suspensii. De la suspensii? Da, deci fii atentă să explic. Motorul stă pe suspensii, da? Da. Cum stai tu pe pat cu arcul? Da. Dacă un arc ies afară și te ghiontești în coaste, mai dormi bine, nu mai dormi bine, ești obosit a doua zi și veniți dorm. E, așa o pătești și motorul. Motorul acum se odihnește, e obosit. Săraca mașină. Păi atunci haideți să aducem o păturică să o așezăm pe este mașină, să aibă un somn liniștit și să nu-i fie frică. Hai, domnule, ce dracu când mai tare mă încurci. Ai dreptate, nu de la asta s-a stricat. De la ce? De la lumini s-a oprit motorul. Nu înțeleg. Păi fii atentă. Tu poți dormi cu lumina aprinsă? Așa și motorul. O lumină, a fost lumina afară, el nu a putut să o odihnească, s-a stricat. Pentru unul care crede că e important somnul la mașină, să știți că nici dumneavoastră nu păreți unul foarte odihnit. Bun, deci aia n-are sunet, nu, lumini, atunci de ce s-a oprit motorul ăsta? Îți zic din prima. Șoferul e prost. Mașina merge, n-are problemă, că dacă eu... Uite, domnul ăsta, uite, vezi? Omul mergea mașina pentru că era bărbat. Dacă era femeie, s-o oprea. Ascultă-mă, că dacă eu mă urc în mașina asta și dau chei, din prima aia pornești. Că trebuie să știi cum să dai din încheietură când pornești mașina, totul din încheietură. Da, păi la cum vorbești cu femeile, să știți că păreți că aveți experiență la datul din încheietură. Doamne, eu nu sunt misogin, ascultă-mă. Nu, da, nici nu... Mașina e ca femeia. E zgomotoasă, e costisitoare și când ți-l mai dragă, te las pe drum. Da, m-ați convins că nu sunteți deloc misogin. Fii atent, că dacă eu vorbesc cu ea, cum vorbesc cu femeia, vrei să vezi cum răspunde? Nu mă crezi? Haideți. Mușcă, e dracului. Vezi ca femeia. Nu mai zi, domne, de femeie, că te bat. Hai, intră că-ți arăt. Așa, deci mașina e ca femeia, fii atent. Ha, prințesa mea, ia zi, ce-ai? N-am nimic. Ha, mă, frumoasă, mă, zi, mă, nebună, ce-ai, mă, te supăr așa? Lasă-mă. Da, zi, mă, odată, mă. Nu țipa la mine că plec la mama. Vezi? Deci nu știu, cred că ai supărat-o cu ceva, trebuie să pui pe un tester. A, tester? A, păi stai că am tester, că mi-a cumpărat prietenul meu de pe efire.ro, tester auto, că e super ieftin și e la super reducere și e foarte bun. Aoleu, ai unul? Da, da, uite aici, l-am în torpedo. Ai deja unul? Da, uite. Da, mă refer la prieten. Ia mă să vedem ce testerul la prietenul ăsta tău de pe efire. Nu, uite, deja au detectat două erori. Uite. Da, ai făcut treabă bună cu testul ăsta, ce să zic. Și zici că ai prieten, nu? Da, domnule, am prieten, dar vă rog frumos, fiți serios. Eu sunt serios, dar să știi că nu sunt gelos din mine. Opa, uite cum ai detectat o problemă, o eroare. Misogin la bord. Recomandare. Capac după ceafă sau pojetă peste ochi sau retrimitere la el în fabrică. Ia uitați. Cum adică? Adică te trimit în mata de misogin care ești sau bătut de prieten culturist. Prieten culturist? Da, culturist. Să rămână, îmi cer scuze dacă v-am deranjat. O zi bună să aveți. Numai bine. Bă, bărbatul misogin e ca drumul cu gropi. Degeaba-l bați. Oricum nu se mai repară.